Posada, 1330, câștigarea independenței țării românești sub Basarabul I, împotriva regelui Ungariei Carol Robert de Anjou. Iată cât de greu era de trecut pe aici. De-a dreptul imposibil. Posada, adevărata Posada, de lângă Perișan, satul Băieș. Posada, 1330. Pentru prima dată, românii au fost liberi și independenți sub Basarab I. Posada, adevărata, istorica Posada. Ne aflăm în punctul istoric cel mai de seamă pentru câștigarea independenței țării românești. Suntem la istorica Posada. Aici, la 1330, a fost câștigată independența țării românești. Posada, 1330, câștigarea independenței țării românești sub Basarab I, împotriva regelui Ungariei Carol Robert de Anjou. Astea sunt colinele, acesta este dealul unde ungurii au fost învinși de români prin răsturnarea pietrelor. În această vale minunată s-a câștigat independența țării românești la anul 1330. Iată cât de greu era de trecut pe aici, de-a dreptul imposibil. Posada, adevărata Posada, de lângă Perișan, satul Băieș. Posada, 1330. Pentru prima dată, românii au fost liberi și independenți sub Basarab I. Posada, adevărata, istorica Posada. O piatră originală din Crucea Veche, care a mai rămas. Crucea eroilor. Neamul. Pe această vale
a Baiului, lângă Perișani, pe aceste înălțimi, aceste dealuri au fost de netrecut la anul 1330, când sub Basarab I a fost câștigată independența țării românești. Primul domnitor român care a reușit să elibereze românii și să dea națiunii un nume, Basarab I. Și la fel ca în Elveția la Rugiu, acolo unde cei trei confederați au semnat jurământul împotriva asupririi habsburgice, tot așa și aici drumul a fost lăsat neasfaltat, ca pe vreme. Locul merită un monument pe măsură, iar pentru autorități ar fi onorant. Mănăstirea Cornetu. Și așa cum la elvețieni au existat cei trei confederați, îi putem numi la fel și noi pe Gelu, Glad și Menumorut, primii voievozi care au încercat, după modelul elvețian, să jure unire în lupta lor pentru independență împotriva dușmanilor năvălitori. Voievodatul lui Glad a fost atacat, după toate probabilitățile, înainte de 934, în vremea prințului Zoltan. Glad s-a opus năvălitorilor pe râul Timiș, într-un loc numit Vadul Nisipurilor, unde armata sa, compusă din bulgari, români și cumani, a fost înfrântă. Gelu a fost conducătorul unei formațiuni statale cu populație vlahă și slavă, ce cuprindea bazinele Someșului Mic și Almașului până la poarta Mezeșului. În preajma anului 904, oastea lui Gelu a fost înfrântă de o expediție a unui trib maghiar, dizident față de stăpânirea lui Arpad, condus de Tuhutum. Gelu a fost ucis în luptă în timp ce încerca să se refugieze în cetatea sa de pe Someș, aflată undeva în regiunea Clujului sau în zona Gilăului de astăzi. Trimișii lui Arpad, venind în fortăreața Bihor, l-au salutat pe ducele Menumorut, dar i-au pretins teritoriul. Ducele Menumorut le-a dat răspuns zicându-le: spuneți-i lui Arpad, ducele Ungariei, teritoriul pe care l-a cerut bunăvoinței noastre, nu îl vom ceda niciodată, cât vom trăi. Istoria celor două țări, România și Elveția, seamănă izbitor, ambele fiind nevoite să lupte sute de ani până să-și obțină independența. Dacă țara românească își cucerește independența prin eroica luptă de la Posada, un loc ales special de Basarab I la poalele Făgărașilor, în județul Vâlcea de astăzi, lângă satul Perișani, în 1330, în fața regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, bătălie descrisă în cronica de la Viena, Elveția devine independentă de facto în 1499, după victoria elvețiană din războiul Șvab, când împăratul Maximilian este învins. Am simțit aceleași sentimente când am pășit pe pământul sfânt de la Posada, acolo unde românii și-au câștigat prin luptă independența, transmițând mai departe stindardul prin voievodul Mihai Viteazul, care la 1600 reușește să unească toate teritoriile românești într-un singur stat. Deziderat, împlinit abia după alte sute de ani, mai întâi la 1859, prin unirea principatelor, când singurul susținător al românilor a fost împăratul Napoleon al III-lea,
care îl va primi în audiență pe ambasadorul Vasile Alexandrii, trimis special de primul domnitor întregitor, Alexandru Ioan Cuza, pentru sprijin material și financiar acordat imediat. Procesul de unire va fi definitivat abia la 1 decembrie 1918 prin unirea Ardealului cu țara, sub Ferdinand Întregitorul. România urma să-și construiască propriul său destin în Europa încă de pe atunci, destin întrerupt brusc pentru o perioadă lungă de 50 de ani, cea mai sumbră din istoria unei țări europene, de o putere brutală care avea să instaureze în jumătate din Europa un regim ostil națiunilor, comunismul. Așa cum ați văzut, nu mai avem semnal și o să parcurgem următorii kilometri până la monumentul ridicat pentru Basarab I de către acest inimos primar Ion Sandu, cu filmare directă și apoi postare. Vă mulțumesc! Iată tradițiile românești cum se păstrează aici într-un colț de țară românesc care se transformă și se adaptează la noile realități ale României de astăzi. Salutare! Câte oi ai, bre? 700 sunt ale dumitale? Ale cui? Mohanu? Cine e Mohanu? Aha.
Iată satul. Satul ancestral. E bine, acum pășim în locurile unde a avut loc bătălia de la Posada în 1330. O să vedeți că peisajul este exact acela descris de stampa din Ungaria, Gesta Hungarum, pictura aceea care arată înfrângerea lui Carol Robert de Arjun. Dealurile sunt prăpăștioase, stâncoase și se observă încă urmele pietrelor, stâncilor aruncate de pe deal. Iată și o coasă mecanică, semn că și aici la marginea lumii a pătruns modernizarea. Satul e destul de mare. Am mers destul de mult de la intrare până aici. Vom ajunge chiar la primărie. Iată, o troiță și aici este centrul de care vă vorbeam și iată minunea, iată statuia. Da, domn, pentru asta am venit, să vă arăt această mare realizare. Aici suntem pe locurile istoriei. Iată celebra bătălia. Iată, e o imagine exact ca în Elveția. În schimb, asta e vaca brună, care e cea mai bună. Asta este vaca care seamănă cu Simmentalul. Este, cred că n-ați mai văzut așa ceva. Da. Ne aflăm la Posada. O Posada 1330, Posada 2017. Inițierea și deschiderea centrului IT de explicare al lansărilor de cărți prin metode ale tehnologiei informației. La centru de informare și promovare turistică. Da. Da. Iată, aici este doamna responsabilă de la Centrul de Informare și Promovare Turistică de la Perișani, unde în data de 2 octombrie am deschis acest centru de excelență IT. Vă rog să vă prezentați, cum vă numiți? Mă numesc Lizan Florentina și sunt ghid turistic din comuna Perișani. Și mulțumesc domnului Dan Zamfirache pentru că a avut amabilitatea și a venit să ne facă o publicitate. Acestui loc istoric, care este Posada adevărată. Bine, îți mulțumesc foarte mult. Ai înțeles sistemul? Bra. Ce înseamnă sistemul de lansări IT? Care explică foarte bine cartea. Deci este cartea este însoțită de un CD care explică în imagini conținutul cărții. Ceea ce autorul vrea să spună. Da. Bravo, mulțumesc frumos. Să aveți succes și să aveți parte de turiști mulți. Deci ne aflăm într-o zi istorică la Centrul de Informare și Promovare Turistică.
construit în, pe locul istoric, acolo unde Basarab I ne-a redat demnitatea noastră de români. Acolo, la 1330, a câștigat cea mai mare bătălie din istoria României, prin care țara românească a devenit independentă. Posada 1330. Acolo este monumentul ridicat prin bunăvoința primăriei de Săteni și de primarul Ion Sandu, un om care și-a dăruit toată viața acestui ideal. De aceea am considerat că trebuie să institui și să deschid la acest centru de informare și promovare turistică un centru de excelență IT pe care l-am dotat cu lucrările și sistemul care va fi prezentat pentru doritorii care doresc să intre în contact cu un sistem internaționalizat deja, care a depășit granițele României până la Roma.